În Mehedinți a început cea de-a doua etapă de imunizare. Vaccinarea din etapa a doua se derulează concomitent cu vaccinarea persoanelor din prima etapă. În ultimele 24 de ore, 468 de mehedințeni au fost vaccinați la nivelul județului. La nivelul județului Mehedin sunt disponibile 6 centre de vaccinare. Tot mai multe persoane sunt dornice de a se imuniza împotriva COVID-19. Situația vaccinării împotriva COVID-19 în județul Mehedin este următoarea. În ultimele 24 de ore, în cadrul fazei 1 de vaccinare, au fost vaccinate 42 de persoane la centrul de vaccinare de la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnul Severin. În cadrul fazei a doua, în ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 426 de persoane, după cum urmează, 84 de persoane prin echipa mobilă de vaccinare la centrele rezidențiale de la Drobeta, Turnul Severin și Gura Băi și 342 persoane au fost vaccinate la centrele de vaccinare din județ, acestea fiind centrul de vaccinare de la Sala Polivalentă s-au vaccinat 60 de persoane, la centrul de vaccinare Stadionul Municipal s-au vaccinat 120 de persoane, la centrul de vaccinare Strehaia 60 de persoane, centrul de vaccinare Baia de Aramă 36 de persoane și la centrul de vaccinare Vânjumare 66 de persoane. Numărul total de persoane vaccinate în județul Mehedinț din 4 ianuarie până în prezent este de 2001 persoane. 42 de persoane au fost vaccinate în cadrul primei faze de vaccinare și 426 de persoane în a doua fază.